Natalia, hai să te strâng în brațe. Nu știu. Vrei să te strâng dacă... în brațe. Nu, trebuie să vrei tu, nu eu. Hai că te strâng. Ce faci? Bună, bine tu. Ce frumos miroși. Da. Ce să fac, stăteam acolo. Am presupus că să mă chemi. Da? Erai așa de convins? Nu, sincer, neapărat că îmi doream o cameră roșie. Că... Ce? Nu neapărat, nu neapărat, adică mă gândeam la tine, că îți dai seama. Pe cine? N-am înțeles ce ai zis prima, la început. Nu prea îmi doream o cameră roșie, adică să spun că eram foc de o cameră roșie. Ce mi se pare mie? Spune. Că la început erai mult mai vorbăreaț. Mai vorbăreață? Mhm. Față de acum. Păi nu știu de ce. Pățit? Nu știu de ce. Cât durează la tine să te apropii de o persoană? Cât durează? Da. Depinde. Poate să dureze mult, poate să dureze o zi. Bine, depinde, trebuie să fie ceva acolo. Depindele ăla, nu? Vezi că eu nu prea am fost atât de dusă prin lume ca tine 6 ani. Adică eu am fost... Bine, vezi, mult-o ei și nu prea convine că... chestia asta, pentru că toate o luați așa. Și ei m-am înțeapă cu foarte multe lucruri de astea și nu-mi convine, spun sincer. Pentru că în ăștia 6 ani, eu nu am reușit să mă deschid pentru nimeni. Adică nu am simțit și nu mi-am găsit pe cineva ca să pot să mă deschid. Eu sunt o persoană pentru că am suferit din dragoste. Și știu cum e. Deci n-am murit. Sunt în viață, înțelegi? Deci pentru mine nu contează că mă vorbesc cu o fată gen 5 luni, mă îndrăgostesc, gata, vai, mor și nu mai pot. Nu. Pentru că treci. Mă înțelegi? Da, desigur, și noi au că, vai, fără tine nu pot să trăiesc. Adică dacă e să meargă, să ne înțelegem, ne înțelegem. Dacă nu, nu, da, îți dai seama că e greu. Că nu poți să treci. Nu-mi pasă de nimic. Nu. Da. Dar nu e ca și la început, adică nu știi cum e, prin ce ai trecut și gata, vai, fără tine mor. Nu. Adică și, uite, și eu îmi trebuie timp ca să cunosc pe cineva. Da. Eu nu vreau să fac doar o relație la mișto, să spun doar că, nu știu, mi-asigur aici locul în casa iubirii. Eu nu o să fac asta. Păi normal, pentru și că n-ai de cum asta să faci. Pentru că e totuși e inima ta în joc. Nu e... Am nevoie de timp să simt ceva mai mult pentru tine sau de la tine pentru mine. Și cam asta. Păi de asta spun, trebuie timp ca să poți să te cunoști. Uite, mie îmi trebuie timp. Nu pot să spun că după o lună, gata, vai, sunt îndrăgostit de tine, că n-ai cum. Eu nu pot într-o lună să mă îndrăgostesc de cineva. Și poate și din cauza asta nu am reușit să mă apropiu de cineva în ăștia 6 ani, da, știi? Da, ai cum, doar că... Nu pot. Eu, uite, eu nu. Și prin ce? Adică cum... Nu știu, trebuie să cum faci? Prind încrederea aia mare în cineva, cum știi? Cum poate o față să te îndrăgostească? Adică prin ce te îndrăgostești? Nu pot să-ți spun. Nu am ceva anume. Să pot să spun gata... Păi, nu știu, poate să fii ceva la o fată, la o persoană să-ți placă, mamă, 15 minute a trecut. Da? Nu cred. Acum a trecut. Ce-ți place? Adică ce te atrage? Ce mă atrage? Ți-am zis. Mie îmi place să fii simplu. Deci dacă mă întreb pe mine, cum ți-am zis, caracterizez tu printr-un cuvânt, eu asta spun simplă. Da, dar vreau să știu data viitoare ce consideri tu prin simplitate, adică mai exact, că simplu e... Simplu e un cuvânt foarte mare. Și e un cuvânt foarte, adică... De înțeles. Se poate de explicat în multe sensuri, în sens negativ și pozitiv. Pa. Să strângă brațe. Dar nu mă strângă brațe. Păi ai zis că nu trebuie să strângă. Doar că ți-am tras atenția eu. Dar am văzut că ai nevoie de sensibilitate. Pa. Poate ar trebui să te deschizi mai mult. Da, am zis să nu mă grăbesc așa, știi, grăbesc, adică... Dar în sens, când toată lumea a zis că uite, pentru gală, zici ceva, fată, nu! Bine. Nu pentru gală, eu bine. Simt și ce vreți de la mine? Zici că ești de acord cu părerea tuturor, așa și el. La Natalia te-ai emoționat. N-a zis nimic, puteam zic că nu... Dar în ce ai considerat tu că ai exagerat? Chestia că... Ai menționat mai mult, ori că într-un fel ai exagerat, cu da. Ce? Chestia că m-a deranjat, nu știu, am simțit că m-a deranjat prea tare chestia aia. Și... Dar dacă ai început să ai simpatie pentru el, de ce n-ar trebui să te deranjeze, de exemplu? Nu știu, poate nu a făcut chiar ceva atât de vai să zici că nu, să zic nu o mai... chestie... Spune. Da, spune. N-ai vrut să te deranjezi ca nu cumva să-l superi, ca nu cumva să vă certați înainte de duminică? Nu! mă iertați! Așa-s eu! Dar nu așa e capul meu! Asta nu. Doar spune asta, înțelegi? Nu, dar nu am mai vrut. A fost o provocare, asta este, nu...
Poate vrei altceva. Tot să descoper. Vai, ce galantă, merge ea și... Nu e dispoziție? Să fie amasă, se ascundă prin dulapul. Dar mai bine ca el. Mai bine ca el? A avut el așa. Poate vreau și el acum ceva serios. Da. Știi că oamenii se schimbă. Povestește. Mai bine ca el. Au avut cuvintele la el? Când data asta când a avut... De asta ai mai zis. Când data asta când a avut la ușa a zis, ce? Nu, încă nu. Încă e prea de vreme. Sigur că stai. Tu ești în pericol mare, tu habar n-ai. Eu? Da, dacă îi faci un mic, dacă ai zgâriat-o un pic pe Cristina, nona te bate. Noroc că nu te ajută. Ai grijă. Tu ajuns prim. Păi ești pericol, ești în pericol, de-aia zic. Și nona este foarte protectoare, foarte. Am pus la colț. Am fost pedepsit acolo. Am înțeles. Am pus presiunea pe mine, bă, băiatule, îi impune mult, să știi. Bă, oricum pentru ceva care tocmai a fost pedepsit, ești destul de zâmbitor, asta da, zic, ai un fai da, bun. Da. Este... Sper să nu cad ce? Pe mâna nu este rea, nu este rea, este... Are... Ai, ce zici? Sper să nu cad pe mâna nu nevrodată. Nu e exagerat, vă rog ai frumos. Ai grijă. Da, mi-e frică, uite că nu mai pot. E bine. Uite, mă, încep să mă doară piciorul de frică. Eu Robert, te-am anunțat. Și eu la, sunt foarte, așa... Nici nu mă uit când camera roșie. Deci de când prea de tot. Ce zice, mă, Cristina? E dor de Radu? Serios? Împărat-o, să-ți mănânc bonurile alea de masă de buzunar. Da, și ține un pupic să-i transmiți. Da? Împăratul rău. Cum să-i spui așa ceva, fete-o? Treaba ta, o să vezi. Nu-ți mai când la nuntă. Nu mai are nu. Nu mă mai ai videoclip? Două puncte minus. Mi-a zis că îi trebuie, are nevoie de mult timp ca să apropie de o fată. Pentru că... Nu știu, chiar și să înceapă să simtă ceva pentru fata aia. Adică el nu reușește să simtă de la bun început. Așa că ar trebui să fiu foarte atent să nu pun nici eu sentimente prea multe, pentru că dacă ceva timp, asta înseamnă ceva timp și el... N-are vibrații. Dar cu siguranță, eu am zis că asta... Poate nu au găsit și fata potrivită, dar el a zis că a remarcat că nu e așa, că el a suferit din dragoste foarte mult. Serios? Da. Și poate suferința asta acum e mult mai greu pentru el să apropie de o fată. Adică să aibă sentimente din nou. Mi s-a părut puțin mai profund astăzi. Pentru că... Emma. Oh, Emma e fericită. Ai fi mai încântată. Wow. Hello! Nu prea alerg. Nu. Vrei să rămâi cu noi? Poți să chem o fată în camera roșie. Băiatul ăsta trebuie să se riște. Adică dacă... Oare cine e norocos? Zici, da, vreau să încerci ceva cu el, trebuie să fii conștientă că tu îți iei tot riscul pe capul tău. Aș vrea să vină Andrei. Andrei, fugi! Du-o bucată de morbie, bă! Ha? Du-i o bucată de morbie! Ți-ai luat și tu o cămașă! Șeful meu! Mă descurci așa! Mersi! Mai bate-ți în geamuri! Ce faci? Bine, tu ce faci? Bine. Doamne, nu! Alo, poliția, la rece? Cine a scenat această cu farsă? Cu ce ocazie? Cu ce ocazie? Sincer, nu știam pe cine să chem. Așa, și ce zi, bă, să-l chem pe ăsta că n-am vorbit niciodată cu el, a? Nu, în primul rând, voiam să-ți spun. Ți-am spus și pe conexiune și voiam să-ți explic. Și dar cu tine credeam că pot vorbi, consideram că puteam da, vorbi. Da, măi, eu te-am înțeles destul de bine. Bun. Că sunt foarte conștient și cred că destul de matur încât să înțeleg. Eu am văzut zi filmarea postată pe YouTube, pentru că nu stau eu să mă uit zi de zi cum da, fac alții, eu mă uit doar ce mă interesează și am
primit și de la oameni care mă susțin și bă, da. De la frate mi-a spus, uite ce a spus fetele astea. Bun. Și pe lângă asta... Așa. Eu nu urmăresc emisiunea. Atât m-am uitat la intrare că a pus Nona. Și mi-a dat mesaj o prietenă și mi-a spus că atunci când am intrat eu în casa băieților, tu ai fi spus ceva de mine. Că vrei să mă cunoști sau ceva de genul. Bă, mi-aduc aminte ceva. Mi-aduc aminte ceva că vorbeam cu Radu ceva. Că Radu îmi spunea, bă, uite... Ți trebuie o fată așa mai simplă, mai naturală, mai muncitoare, mai înțin. Nu-ți trebuie o fată din aia extravagantă, care nu muncește, nu-i place să facă ce spui tu sau invers, vă înțelegeți. Hmm? Mi-aduc aminte ceva din numele tău, uite, Emma, de exemplu, că erai tu în tenis și ea și-a spus, uite, Emma e simplă. Și după care, cu zile, ce mergea, o zi, două, trei, o spus iară, uite ce haz are pe ea.